Bună ziua, dragi prieteni, și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Elena și, după cum știți, mă ocup cu plantele și îmi plac plantele. Astăzi vreau să vorbim despre o plantă foarte interesantă, care în termen științific se cheamă Platycerbum bifurcatus. În termen popular îi mai zice coarne de cerb. Aceasta este planta, uitați-o. Cât de frumoasă este, interesantă, ia uitați-o. Această plantă crește în Australia, în Marea Britanie, în Africa, iar ca și forma ei de creștere, creștere pe copaci. Este o plantă care este lipită de trunchiul copacului și se hrănește cu umiditate și cu seva copacului. Noi astăzi vom folosi o bucățică de trunchi, uitați, putrezit, da? O bucată de lemn putrezit. I-am dat aici două găuri ca să o pot agăța după aceea, ca și bază, ca și ghiveci. Deci nu folosim ghiveci, nu folosim pământ, doar puțin fibră de cocos o să folosim. Ce să vă spun despre ea? Crește ca și dimensiunea frunzelor de un metru, iar ca lățime poate să atingă și 60 de centimetri în diametru. Nu face flori această plantă și acum vreau să o scoatem, să observați că are ca și ca, la bază are ca niște scoarțe foarte frumoase. Ia uitați ce interesantă este. Și aici de la florăria care am luat-o, n-am luat-o eu, am primit-o cadou de la prietena mea bună, Edith. Ea mi-a făcut-o cadou astăzi și sunt foarte mândră de această plantă. Ea crește în fibra de cocos, a fost pusă de la florărie pentru a putea fi plantată fiecare în modul în care vrea. Ori o pune în ghiveci, cu frunze uscate, cu crenguțe de copac date în putrefacție, cu fibră de cocos, în ghivece. Iar cine vrea să fie mai decorativă, mai artistică, va folosi un trunchi de copac, va folosi o bucată de lemn, fiecare cu inspirația pe care are. Eu vreau să o folosesc astăzi pe această bucată de copac, da? Ce să vă spun despre ea? Este o plantă de semi-umbră, da? Uitați, are fibra ei de cocos. Eu n-am să o deranjez, am să o las chiar așa cum este și o să o leg așa cum este ea, da? Ia uitați, așa o să arate planta mea. O să fie foarte frumoasă. O să-i mai scot puțin din fibra aceasta de cocos, că este prea multă și nu vreau să nu face rădăcinile prea mari, dar aceasta mi se pare un pic că a fost prea udată și prea chinuită un pic. Na, că de unde vine și până ajunge la florării și până ajunge la fiecare acasă, durează, e un proces foarte lung și foarte costisitor pentru ele. În primul rând că este o schimbare de climă, de căldură, de atmosferă și de toate acestea. Da. Eu am să o pun așa, dau puțin camera un pic mai jos să vedeți procesul pe care îl folosesc, da? Procedura pe care o folosesc, am să o pun așa. Și aici așa, mai am într-o pungă două, trei crenguțe de lemn putrezit pe care am să le pun ca și bază, ca și ornament când am să leg planta, să o susțin mai bine. Pentru o susținere mai bună am să o pun aici așa.
Cred că este suficient ceea ce am. Am să folosesc două corzi pentru a putea s-o prind, da? Două corzi am să folosesc, ia uitați, ca să le pot lega. Am să bag pe sub această frunză groasă aeriană pe care o lasă și am să încerc să o leg foarte bine, apretată foarte bine, strânsă foarte bine, că nu îi se întâmplă absolut nimica. Am să încerc să le leg un pic în cruce. Da? Cele două sfori care le folosesc. Ia uitați, o strâng foarte bine. Nu îi se întâmplă absolut nimica. Da? O să o punem și pe a doua. Am să fac un X, așa o... Puteți să străpungeți chiar și rădăcina, dacă vreți, cu o sârmă sau cu ce o prindeți dumneavoastră. Eu am ales să o prind cu această sfoară, nu vreau să folosesc sârmă. Puteți să introduceți sârma prin centrul plantei, nu îi se întâmplă absolut nimic, pentru o susținere mai bună. Eu am să o folosesc în vara asta, am să o folosesc afară. Ca și udare, îi place să fie stropită pe frunze, iar udată de două ori pe săptămână, pentru că, cum v-am explicat, crește în zonele tropicale, iar acolo umiditatea este destul de înaltă pentru a avea o creștere mai bună și o dezvoltare mai sănătoasă, da? Am ales și o funie de antras de aia, s-a rupt. Dar nu-i nimic, că s-a rupt un colț, nu s-a rupt toată funia. Bun, așa. Dacă o văd că a crescut prea mare și s-a îngreunat, am să o mai susțin cu o sârmă, dar nu cred că este nevoie. Am să-i mai pun aici și acum între cele două încă o bucățică de coajă de aceasta de lemn putrezit. Am fost și am căutat pe afară, am găsit și o să ne facem treaba așa cum considerăm noi că o să ne placă să o vedem. Ca și pământ v-am zis, nu trebuie să folosiți niciodată, nu folosiți la această plantă pământ, că nu este indicat, va putrezi, va muri în pământ. Și ca hidratare, ca și hormoni, le putem da o dată pe lună, din primăvară până în vară târziu, până spre toamnă. Uitați cum arată planta mea. Ce părere aveți? Ia uitați cum arată. Da? Arată, uitați, foarte bine susținută. Acum am să folosesc două bucățele de sârmă ca să pot să mi-o agăț unde cred eu că mi este de bun augur. Da? O să pun două bucăți de sârmă mai lungă. Ia uitați una și am să o folosesc și pe a doua, da? E o sârmă nu destul de groasă, destul de ușor mareabilă. Iarna am să o bag în casă, undeva unde să nu fie căldura prea mare, ca și lumină. O să-i dau mai puțină lumină, că nu îi trebuie neapărat destul de multă lumină. Și să trecem cu bine peste iarnă. V-am zis că aici am făcut două orificii pentru a putea să o susțin. Să o prind foarte bine. În partea aceasta am iarăși un orificiu. Ia uitați. Și cât de bine arată. Cât de bine arată
cornul meu de cerb. Am să o pun așa, da? Am să o pun așa, ca să poată să se dezvolte mult mai bine. Sau am să o pun așa, văd eu cum o să-mi placă mai mult. Cred că așa am să o pun, ce părere aveți, dați-mi o idee. Comentați-mi dacă vă place cum a ieșit, dacă vă place modul de plantare a acestei plante, da? Din categoria lor de ferici, vă mai pot arăta o specie de ferigă pe care o am, foarte interesantă. Ia uitați, ia uitați cât de frumoasă este. Această ferigă se numește Saginella Crausiata, mi se pare. Saginella Crausiata, e numele ei științific. Da? Eu îi spun creața, ferigă creață, pitică creață. Așa. Aici am o altă specie de ferigă. Ia uitați cât de frumoasă este și aceasta. Foarte frumoasă, foarte interesantă. Aici avem clasica ferigă. Care e foarte mare și foarte grea. Ia uitați-o cât de frumoasă este. Ce frumos s-a dezvoltat. Îmi place foarte mult. Iar aici avem o altă ferigă foarte interesantă. Ia uitați cât de frumoasă este. Și mai am câteva ferici, dar sunt foarte mici și nu vreau să le expun de moment până nu le vedem forma frumoasă și obișnuită, destul de crescută. Bun. Acum o să udăm puțin ca să vă arăt cum ud eu planta aceasta, da? Ia uitați, am să o stropesc cu un expresor dintre acesta, așa folosesc, așa ud eu toate plantele, ferigele în general și plantele care sunt de acest mod. Ia uitați cât de frumoasă arată și cât de bine postată este pe această bucățică de trunchi de copac. Până la data viitoare, vă doresc multă sănătate. Sper că v-a plăcut acest video de scurt și un transplant foarte interesant. Sper că să-mi lăsați comentarii. Dacă v-a plăcut video meu, împărțiți-l cu ceilalți prieteni sau cunoștințe pentru a vedea modul de plantare acestui corn de cerb. Și nu uitați în ultimul rând să-mi dați like. O zi bună, la revedere, vă aștept pe data viitoare cu un nou video. Pa, vă pup!